perioada imediat următoare. În privința măsurilor pe termen scurt, premierul a decis să trimită corpul de control, care va demara un control la nivelul Comisiei de Biocid pe lângă Ministerul Sănătății. Comisie care stabilește caietele de sarcini și criteriile de utilizare a dezinfectanților intraspitalicești. Vrem să știm dacă criteriile au fost respectate și dacă s-au respectat toate standardele pentru procedurile acreditate de dezinfecție.